Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. O să fac și pentru celelalte zodii, dar înainte de toate, dragii mei, la mulți ani, să fiți sănătoși, să vă bucurați aceste momente speciale, unice, pentru că odată în viață ne naștem, nu? Și odată pe an este ziua noastră, a voastră, a mea nu, eu doar am ascendent, dar știți bine că această etalare este pentru cei cu Soare, dar și pentru cei cu Lună, cu Venus, cu ascendent, variază. Vedeți cum vă regăsiți. Ideea este că niște evenimente foarte importante se întâmplă în viața voastră. Am avut mai multe mesaje tip turn, răsturnări de cărți, chestii de genul ăsta, situații foarte intense și provocatoare. Dar îmi place că totuși Universul vine cu niște mesaje de susținere. În timp ce am amestecat setul de cărți pentru sfaturi, vi se spune, da, prin tot ce treceți nu contează, trebuie să străluciți. În această perioadă trebuie să străluciți. Dragii mei lei, mai vedem ce mai apare. În mod special, în aceste de cărți pe care îl voi folosi, evident că e cu auriu și trebuia să fie pentru voi încă o dată la mulți ani. A vrut să apară luna. Interesant. Reprezentați de soare mai mult sau mai puțin, variază, evident, de la om la om, dar este luna. În această perioadă, niște emoții foarte intense, situații care țin de mamă, de maternitate, de casă, de genealogia voastră, niște situații. Dar, prin orice situație ați trece, chiar dacă aveți energie să vă mișcați, eu știu în ce direcție vreți voi, ascultați-vă intuiția. Ascultați-vă intuiția, altfel, dacă nu ascultați, manifestați confuzie și manifestați probleme. Și nu vreți, nu vrea nimeni așa ceva. La capătul setului de cărți, interesant, mama și nouă de spade, împărăteasa. Iar, poate cineva își face griji dacă va rămâne sau nu va rămâne, asul de bâte și împărăteasa, dacă va rămâne sau nu va rămâne însărcinată, pentru unii dintre voi. Posibil să fie cineva foarte atras de voi, alt personaj, și să-și dorească mare grijă să aveți urmași. Cumpărăteasa cu luna, cu asul de bute și, eu știu, să nu plângeți în cazul în care nu vreți, ei vor, sau să nu vă faceți prea mult stres, să aveți grijă, un mesaj. Inițial am văzut mama, dar acum apare totuși chestiunea legată de maternitate. În timp ce am amestecat aceste de cărți, ce apare? Așa, doi, norocelul, norocul. Nu știu, o relație, pentru că doi pentru mine înseamnă relație. Sunt două persoane, sunt două chestiuni. Relație inclusiv profesională, nu mă gândesc mult la amoruri. 16, steaua. E o relație predestinată. Poate, repet, să fie de orice natură ar fi această relație. E o relație care duce un soi de vindecare și noroc în viața voastră, printre toate nebunile prin care treceți. Acum, hai să vedem. Vreau să fiu mai la obiect. Pentru august, pentru lei, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în leu, energia voastră. Ups, ia uite, învățați, 22. 22 e un număr maestru, 2 și cu 2, 4. 4. Trebuie să vă găsiți stabilitatea. Prin ce? Prin învățătură, dragii mei lei. Învățați și din relațiile vechi, sunt două tipuri de relații, și din relațiile care se pot lansa, că am văzut asul de bâte, se pot lansa în această perioadă, că tot a fost lună nouă și de fapt se lansează, nu? Se deschid oportunități în această perioadă, da? Deci vechi și nou, două relații și atunci sunteți în echilibru. Unii dintre voi, patru înseamnă, da, da, înseamnă echilibru. Este ibisul sacru. Ține de o transformare, interesant, iar sunt două, acum văd. Sunt două păsări. Învățați de la cei din jurul vostru. Asta ar trebui să faceți în această perioadă, ca să manifestați vibrația cea mai înaltă, pentru că treceți prin chestiuni. Dar vedeți, aici e o pădure, aici e ceață, aici este luna și aici este soarele, în spatele ușilor. Unii dintre voi acum deschideți ușile, în următoarele zile, în următoarele săptămâni, poate chiar în următoarele luni. Ceea ce închideți acum, creați cale pentru un alt viitor, să zicem mai bun. Eu așa zic că e mai bun. Acolo e soarele. Urmează să străluciți. Eventual cineva vă așteaptă.
Sunteți ghidați, aveți niște ghizi divini, clar. La capătul setul de... Că, apropo de intuiție, ce am zis mai devreme, intuiția. 3 și cu 7, 1, manifestați intuiție pentru că aveți persoane în jurul vostru care falsează. Mare grijă. Sper să nu fiți voi nevoiți să falsați. Nu. Ideea e că în viață trebuie să fim autentici. Bine. Una e să fii diplomat, alta e să fii autentic, dar diplomația nu implică mult să ai minciună. E fain când apare pisica. Pisica e foarte abilă în a-și găsi momentul. Când să toarcă, când să se joace, când să vâneze, când să doarmă, când, da, găsiți momentul ca să puteți să rămâneți autentici, să nu trebuiască să vă puneți măști. Dacă aveți de-a face cu cineva, o a treia persoană, o a nu știu câta persoană, mare grijă, învățați, găsiți-vă echilibru. Renunțați la vechi, da? Vechiul fiind masca, poate chiar să fie o variantă a voastră în care nu v-ați recunoscut niște potențiale. Da? Multe pot fi, dar vedeți cum vă regăsiți în această, cum să o pun eu ca să o vedeți, se vede cât de cât măcar piciorul, da? Situația, am zis, prin care treceți, ia uite, situația, mă, chiar apare turn. E un turn, 2 și cu 8. Un turn, un eveniment legat, un eveniment neașteptat legat de un bărbat, în primul rând. Dar aici, interesant, turnul ăsta este exact 19, numărul soalului din tarot, da? Evenimentul neașteptat care se întâmplă, se va întâmpla, aduce într-un fel o nouă, vedeți? Poate la portalul 8-a, eu știu. Sau pe 22 august, sau pe 19, pe 22, poate chiar și pe 28 august, undeva înspre Fecioară sau leul Vedic. Se întâmplă niște chestiuni. Eventual, un bărbat sau o energie masculină aduce aceste evenimente neașteptate în viața unora, a unora, dar eu aș spune că este de bun augur, pentru că e 19 și este semnul soarelui. Adică, străluciți după acest turn, cât ar fi de greu, 2 și cu 8, 1, manifestați. Da, ea trebuie să alegeți. Oricineva trebuie să aleagă între voi și cealaltă persoană, foarte neplăcut, nu? Ori voi trebuie să alegeți între vechi și nou. Noul nu-l știm, dar îl putem simți, îl putem intui. Situația. Poate sunt chestiuni legate de casă, de construcție. Eu, de exemplu, îmi renovez casa, apropo, e totul nebuneală. Nebuneală, nebunie. Interesant, iar apare luna, 32. Da, nu știți despre niște vești. Despre niște vești, poate nu sunt ale voastre. Iar am văzut și nouă de spade mai devreme, acum vești, 8 transformare, niște vești legate de bani. Da, cu bani și cu... Da, de moșteniri, de bani, de... oricineva pierde, ori, nu, da. Da. Asta e. Ciclurile vieții aici este. Aici este atitudinea pe care a trebuit să o aveți. Din orice confuzie treceți, nu uitați că aveți ghizi spirituali, ia uitați, luminițele, aveți și niște profesori. Și dacă nu știți ce vă așteaptă în viitor, va veni și profesorul potrivit pentru... Știți cum e? Era un citat. Profesorul vine la momentul potrivit. Și oricine poate să ne fie profesor, într-o formă sau alta. Dar va fi bine. Chiar dacă acum este foarte, foarte ciudat. Eu simt că pentru ulei, eu cel puțin ca ascendent, am niște situații foarte și frumoase și mai grele, dar pe care am încrederea că le voi depăși cu bine. Hai să vedem. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul meu în leu, august aproximativ 2020. Eu. Spânzuratul. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. 12. Lucruri ascunse. Poate aveți vise, poate cineva își schimbă perspectiva referitor la voi, poate voi vă schimbați perspectiva referitor la altcineva, dar vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă a credinței. Ia uite și luna. Sunt niște lucruri subtile care probabil că își schimbă
energiile. Hai, o dată, de două ori, de trei ori. Nu fac cruce celtică, o să fac asta la etalarea la alegere, deocamdată fac 3 cu 3 și cu 3. Hai să vedem. 3 de cupe, justiție, interesant, cavalerul de cupe. Poate ați avut de-a face cu cineva cu marcaj puternic în semn de apă? Marcaj puternic în semnul balanței. Ideea este că... A trebuit să vă găsiți echilibru emoțional. Vedeți, aici este o balanță dezechilibrată. Și... Am văzut și nouă de spade, acum spada este aici. Și înțelepciunea, apropo de learning, da? Înțelepciunea. Într-o situație, poate că ați avut pe cineva în preajmă care a petrecut foarte mult, 3 de cupe. Și a trebuit să discerneți ce vreți, o viață plină de petreceri sau o viață în care personajul se implică emoțional în relație cu voi. Poate aceste cărți nu se referă musai la voi, ci la cineva din viața voastră. 3 de cupe. Avem și, ia uite, da, e interesant și puterea, justiția. Justiția 11 și 11. Justiția, sau mai bine zis, puterea este în voi. Ia uite, și după justiție, după power, avem leadership. Și fericire. Asta este, vă găsiți echilibru în voi. Înțelepciunea e în voi. Da, într-adevăr, ne mai inspirăm și din legile umane și din lecturile pe care le avem, dar posibil că a fost un triunghi amoros pentru unii, neplăcut, și v-ați separat. Și odată separați, sau dacă nu e al vostru, este al persoanei, o persoană din viața voastră, și dacă nu v-ați separat, se separă ei. Odată cu această separare, prea mult, trei deja e prea mult, la un moment dat, da? Apare un alt bărbat, interesant. 2 și 8, cavalerul de cupe. Un alt bărbat. Hai să mai vedem. Oh, ce frumos! Soarele! Aici, energia feminină. Deși soarele este energie masculină, în aceste de cărți este energie feminină. 3 de bâte, ce frumos! Și 5 de monede. O să clarificăm. În prezent, soarele vă susține, vă dă speranță. Puteți să vedeți dincolo de sentimentul eventual de abandon. Dacă cineva v-a abandonat, dacă ați fost nevoiți să lăsați pe, eu știu, XY, pentru că nu se implica suficient de corect, aș spune, nu primeați reciprocitate sau eu știu din ce motive, da? Sentimentul ăsta de singurătate, problemele financiare vor fi depășite, cel puțin în această perioadă. Dar știți cum? În această vor fi și în viitor depășite, dar faptul că în această perioadă aveți soare, aveți energie, aveți vitalitate, vă dă credință și soare dă credință și trei de bâte vine cu credință și puterea de a vedea în viitor, de a călători, poate aveți de făcut o călătorie. Și asta implică, să zic, separarea de cineva sau probleme financiare, că na, sunt investiții. Dacă aveți viziune, veți trece peste această, să zic, provocare. Da, lăsați în urmă ceva și vă orientați cu încredere într-o nouă direcție, aș spune. Ia să mai vedem. 8 de spade. Nebunul, da, vedeți, se manifestă noul încet, încet și moartea, transformarea. Wow, ce interesant. Mare, mare transformare. Apare luna, puterea și judecata. Încă nu știți. Încă nu știți ce puternici sunteți. Încă nu știți cum vă veți transforma, dar clar, cu moartea și judecata veți avea parte de o transformare radicală și nebună.
Posibil că, da, am zis, separându-vă de cineva, va veni o altă persoană. Va veni o altă persoană în viața voastră, este nebunul. Riscând, și voi ați riscat, da, repet, separându-vă de un trecut, am spus-o chiar de la început, riscați, riscăm, dacă nu riscăm, nu câștigăm nimic, da? Ați riscat. V-ați dus, să zic, într-o nouă călătorie, într-o călătorie, v-ați schimbat locația, sunt schimbări, da? Și v-ați separat de, eu zic, niște prieteni. Nu neapărat triunghiuri amoroase, poate să fie niște prieteni și a trebuit să alegeți între prietenii vechi și noua prietenie. O prietenie care vine să vă susțină. În momente de criză, interesant cum vine alt, s-a schimbat mesajul, vedeți? E o prietenie care vine să vă susțină în momente de criză. Financiar sau poate voi susțineți pe cineva. Vedeți cum e? Oricum, pe cine susțineți acum, la un moment dat simt că vă va susține în alte momente. Opt de spade în viitor. Probabil că ține mai mult de grupul pe care îl lăsați în urmă. Aceia rămân în programele vechi. Voi mergeți într-o nouă direcție. Justiția trebuie de bâte nebunul. E o intenție de mai mult timp să vă separe. Poate altcineva vrea să se separe de voi, dar vedeți voi, nu gândiți că e și în favoarea voastră. Nu vă blocați, aoleo, ce se întâmplă dacă se separă. Nu. Gândiți în perspectivă. E în favoarea voastră. Să vă regăsiți un nou drum, să începeți, să o luați de la zero. Chiar dacă va fi o leacă de stres, am zis, riscați și veți avea lângă voi altfel de oameni. Nu știți, ia uitați, nu știți. În această zero și moartea, ce intense. Am zis că sunt energii foarte intense. Luna iar apare. Dar a spune că în secret cineva e alături de voi, vedeți? Aici este leu și aici este energie feminină. Energie feminină. Poate e o mamă alături de voi. Poate cineva vă iubește, un cavalerul de cupe. Veți trăi și veți vedea. Important este să riscați în această nouă riscat. Să îndrăzniți, aș spune. Și cum? Și când veți îndrăzni, poate un pic mai acolo, poate unii deja ați îndrăznit călătoria, ieșirea. Dintr-un confort, dintr-un stil, dintr-o relație, din ceva. Aveți o cărare. Și interesant, aici este un râu, este o cărare emoțională. Dar, repet, aveți viziune. Și iar interesant, aici sunt două persoane care sunt îmbrățișate aici. Sunt două persoane, două persoane, două ființe, da? Aveți în preajma voastră pe cineva care vă susține în aceste momente. Și dacă nu simțiți, eu zic să ascultați intuiția. Poate să fie și energia cuiva care nu mai este, dar în mod special, în mod special, eu cred că cineva își dorește foarte mult, încă nu a exprimat, e neascuns, își dorește foarte mult să fie alături de voi, simte că sunteți puternici împreună și împreună puteți să renașteți. Foarte interesante cărțile. Am vrut așa, un pic ca să ține mai de sfârșit de zodie, zodia leului, mai spre fecioară, leu, fecioară. O renaștere. Foarte interesant. La capătul setului de cărți. Steaua, mă, ia uitați, am văzut mai devreme și steaua. Va fi bine. Chiar dacă e un bine un pic mai îndepărtat, va fi bine. Interesant. Poate cineva, un personaj care atrage atenția, ori voi atrageți atenția și cineva vrea să înceapă, probabil, cu marcaj puternic în semnul taurului, vrea să comunice cu voi și să ofere un soi de relație stabilă, o colaborare, orice. Nu mă gândesc mult la căsătorie. Da, poate să fie o colaborare, poate să fie implicarea într-un proiect, da? Susținerea. Pentru că atrageți atenția, da? Puteți să fiți voi aici. Vă veți vindeca, repet, de abandonul, de problemele financiare. Eu
nu poți să zici că nu te simți uneori abandonat. Este o negare a unor stări naturale. Când te desțelenești, când schimbi un loc, o casă, un job, orice ar fi. Când schimbi ceva, că e totuși un turn. Dar, nu uitați, e și o poartă care duce către soare, către lumină. Foarte interesant. Foarte interesant. Deci va fi bine. Vă veți vindeca încet, încet. Veți atrage atenția, veți avea și un succes care vă va aduce bani și care vă va pune într-o postură de autoritate, aș spune. În plus, am spus, posibil, e un personaj care își dorește de foarte mult timp să fie cu voi și probabil acest personaj și el, ea, se separă de un grup de prieteni, de un anumit mediu, ca să fie cu voi în momente de criză, momente speciale. Nu știu ceva. Eu văd cărțile într-un mod... Eu le văd frumos. Cât am vorbit. Le văd frumos. Stea, luna. Da, sunt lucruri... Sunt lucruri despre care nu știți. Dar tot așa... Evenimente, vești, transformări, probleme financiare, dar... Prin toate crizele astea foarte intense, tot nu știți. Eu vă zic și nu mă credeți. Puteți să ziceți, da, știu că sunt puternic. Până nu treci prin situație, nu-ți dai seama cât de puternic ești. Ne avutați. Luna, puterea și judecata. Și repet, cineva va fi alături de voi. Hai, aș vrea totuși, ia să ne uităm totuși, acești 5 de monede ce ar putea să fie. Extraordinar, 10 de cupe unde am deschis și 9 de monede. Dacă aveți probleme financiare, va fi cineva alături de voi, da? Și probabil persoana independentă care va vrea să fie cu voi. 10 de cupe și 9 de monede. Iar ceva legat de zodie, când va fi Venus în fecioară sau legat de zodia fecioare, poate atunci veți simți mai bine. Da, nu sunteți singuri. Nu veți fi singuri. Ia uitați, aici o persoană singură și apoi două. Da? Nu veți fi singuri. Ce interesant. Foarte frumos, da? Acesta este 5 de monede. 8 de spade. Hai să vedem. 8 de spade. Ce ar mai fi 8 de spade? Împărăteasă. Ai, ce este? Obsesia, mă. Cineva vrea să vă manifeste în secret. Aici este. Mare, mare atracție. Aici e obsesie. Atracție sexuală. A cuiva față de voi. A voastră față de... Cineva vede și voi cum este. Cineva vrea să vă manifeste. Vrea să fie cu voi, măi. Vrea să fie cu voi. Acum, dacă nu fie așa, că nu fie pentru toată lumea, iar o chestie legată de maternitate. Poate aveți energia să vă susțineți mama în momente de criză sau, niște chestiuni. Se poate și asta. Se poate. V-am dat deja măcar două mesaje. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin de la îngeri. Păi, mi se pare fain. Și, de repet, simt că e cine... Ia uite, miracole și binecuvântări, ce frumos. 13, 13. Se confirmă. Miracole, ia uite, judecata. Parcă vine de sus. Primiți mană cerească. Dar, la un moment dat, va trebui să vă mai faceți timp să vă relaxați, pentru că sunteți foarte provocați din multe direcții. Ia sfatul. Ce de sfat. Încă o dată, ce frumos, încă o dată străluciți. În paralel, mergeți deep, scorpionul, mergeți, furați în voi, new moon. Probabil la luna nouă, în scorpion, sau furați în voi pentru că aveți lucruri de descoperit, de renăscut, o forță și vorbiți către lume, în așa fel încât să manifestați miracolele, binecuvântările. Aveți grijă, cu alte cuvinte, ce vorbiți. Aveți grijă ce vorbiți. Dar, înainte de toate, am văzut norocelul. Aveți încredere că aveți noroc. Nu vă mai plângeți că sunt provocări. Aveți noroc, aveți susținere și veți face față. Și faceți-vă timp să mai și străluciți. Vă aranjați, ieșiți, nu știu, pe unde vreți voi să vă duceți printre toate provocările care sunt și noutățile și nebuniile și riscurile și transformările și
renașterea și tot ce am spus mai devreme, și confuzia, și misterul, și răsturnările de situație, făceți-vă timp să străluceți. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. O să mai fac și la etalarea la alegeri și mai vedeți și la celelalte planete. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Numai bine. Ceau, ceau, leuți!